Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În acest tutorial video am să vă vorbesc despre sistemul de operare iOS și astăzi am să vă arăt cum puteți modifica țara sau regiunea din contul vostru Apple. Se întâmplă să descoperiți online o aplicație iOS pe care doriți să o descărcați și să o instalați pe dumneavoastră, pe dispozitivul dumneavoastră, iPhone sau iPad. Și să vă treziți că aplicația nu este disponibilă din cauza anumitor restricții. De cele mai multe ori, aceste restricții țin de țară sau regiunea pe care o aveți înregistrată în Apple ID. Anumiți dezvoltatori nu fac aplicațiile disponibile decât într-o anumită țară, ceea ce face imposibilă descărcarea acestora de către utilizatorii din alte țări sau regiuni. În cazul nostru, dacă suntem din România, nu putem descărca aplicația creată doar pentru America. Singura soluție prin care puteți descărca o aplicație restricționată din Apple Store este să înlocuiți în Apple ID țara, regiunea noastră cu țara pentru care respectiva aplicație este disponibilă. Da? Se pare că este un întreg SF, însă acest lucru se face foarte, foarte ușor. Pentru început trebuie să mergem la Settings sau la Setări. Cam așa va apărea meniul vostru. Mergem în jos la iTunes and App Store, da? Aici avem Apple ID, adică ID-ul nostru de Apple. Dăm click pe el și avem VF Apple ID, Sign Out și I Forgot. Dăm click pe VF Apple ID. Bun, după cum vedeți, avem Country Region. Vedeți steagul României. Selectăm de aici, de exemplu, dăm click pe Change Country or Region și selectăm, de exemplu, UK. Done, dăm click pe Next. Agree. Da, aici trebuie să introduceți o metodă de plată. Însă această metodă de plată trebuie să introduceți voi cu cardul vostru personal, da, un card Visa, Mastercard, AMX sau Maestro. Puteți să vă introduceți cardul fără nicio problemă, pentru că chiar dacă îl introduceți, nu o să vi se ia bani fără să știți de pe el, în sensul că aplicațiile pe care le plătiți online vor cere o dublă confirmare a parolei voastre, ceea ce înseamnă că puteți să vă răzgândiți oricând. Dar eu, cum nu am setat un card pentru contul meu, pentru că v-am arătat într-un tutorial video anterior că puteți crea un cont pe Apple Store fără să dețineți un card și vedeți că acum, ca să modificăm această regiune, avem nevoie de un card. În cazul în care și voi ați făcut la fel când am prezentat acel tutorial video, acum trebuie să introduceți cardul. Atât despre cum modificăm țara sau regiunea din contul Apple. În cazul în care aveți alte întrebări, comentarii, nu ezitați să ne scrieți în secțiunea comentarii sub acest tutorial video. La revedere!